Mihran Cosma a susținut la ieșirea din parchet că nu a fost audiat și că abia peste o lună a stabilit cu procurorii să dea declarații în dosar. A ținut să sublinieze că nu el i-a coordonat pe mineri și că deține chiar o dovadă, o înregistrare din piața universității în care vorbesc lideri ai studenților din piață. Am găsit caseta audio înregistrată la vremea aceea. Am pozele făcute la vremea aceea în piața universității în luna aprilie. Deci am comunicatul lui Marian Munteanu, care a fost dat și la TVR, că minerii nu vin împotriva pieței universității. Mihran Cosma a adăugat că minerii erau la sala polivalentă, dar totuși în balconul guvernului și la complexul Romexpo apar persoane îmbrăcate în mineri. Minerii de Valea Jiulei au o costumație specifică. Deci nu luați salopete, orice salopetă albastră, pentru că nu, salopetele de mină de Valea Jiulei trebuie să fie aprobate de Institutul Național de Securitate Mineră, pentru că nu au voie să producă frecare, trebuie să fie ignifuge și trebuie să aibă cotiere și genunchiere. Ăia sunt mineri de Valea Jiulei, nu ce vedeți la televizor, salopetele la IMGB. Parchetul general a început acum o săptămână urmărirea penală în dosarul Mineriadei pentru infracțiuni contra umanității, respectiv pentru reprimarea violentă a manifestației din piața universității din 13-15 iunie 1990. 4 oameni au murit și 1000 au fost răniți. În ordonanța procurorilor se arată că Ion Iliescu, împreună cu Petre Roman, Virgil Măgura, Nugelu, Voican Voiculescu și alții, au decis reprimarea violentă a manifestației.